Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-17 octombrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Rac, 1-17 octombrie 2020. Rac, ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rac în perioada 1-17 octombrie 2020. Se pare că voi, unii dintre voi, veți avea stabilitate în această perioadă. Vă veți simți stabili. Va exista și o transformare pentru voi. Ok. Bun, de unde să începem? În primul rând, poate că sunteți unii dintre voi sau există persoane cu care aveți de-a face, o persoană iubită sau o persoană de care sunteți despărțiți. Cineva aici aruncă sume de bani aiurea. Pe jocuri de noroc, pe investiții proaste, pe lucruri care nu sunt necesare. Aici e o investiție și practic se aruncă niște bani degeaba. Cineva face un joc aici, cineva joacă teatru, cineva nu este sincer. Este o energie de un bărbat brunețel, cu tenul mai închis la culoare, înalt, slăbuț. Poate fi chiar un bărbat care are un nas mai ascuțit, dar mai văd aici o situație în care cineva vă iubește cu adevărat. Vă poate fi vecin, vecină, vă poate fi prieten, prietenă, dar persoana asta este într-o cumpănă, practic, pentru că voi nu ascultați de cineva când vine vorba despre situația pe care v-am prezentat-o mai devreme. Că este femeie, că este bărbat, poate fi chiar o femeie, exact cum v-am descris și bărbatul, care nu face decât să se joace cu voi. Trebuie să știți că persoana asta tratează situația cu voi, că este din familie sau că este relație sau cineva care se joacă cu banii voștri sau căruia sau căreia i-ați acordat credit și încredere. Trebuie să știți că persoana asta își bate joc. Ok? Cineva vă iubește cu adevărat, iar voi înclinați către cineva care își bate joc. Ori trebuie să aveți grijă, dacă este energia trecutului, să nu permiteți acestei persoane să intervină în viața voastră. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac, perioada 1-17 octombrie. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac, perioada 1-17 octombrie 2020. Ok, haideți să vedem. Da, persoana despre care vorbesc poate fi la locul de muncă. Poate fi o a treia energie. Dacă sunteți căsătoriți cu astfel de persoană pe care v-am descris-o mai devreme, persoana asta este o persoană alcoolistă, o persoană infidelă, o persoană care împreună cu o femeie, luați cum rezonează, sau dacă este femeie împreună cu un bărbat, vă înșeală, vă trădează, vă minte, joacă teatru, iar cumpăna asta este faptul că voi sunteți în întuneric și în depresie. Nu știți cum să abordați situația asta. Este o chestiune veche de ceva timp pentru dintre voi nouă. Eu văd că aveți nevoie de recuperare. Mulți dintre voi aveți probleme de sănătate în această perioadă, dar de sănătate emoțională. Alții dintre voi s-ar putea să vă confruntați cu probleme de gastrită, ulcer, pot fi și probleme la pancreas, splină, oboseală, pentru că văd că aici necesită o recuperare. Și parcă toate lucrurile astea au fost obosite datorită stresului acumulat. Persoana despre care vorbesc poate fi din zodia Taur, poate fi din zodia Leu, poate fi din zodia Capricorn, Pești, Rac ca și voi. Persoana asta bea foarte mult, iubește viața de noapte, iubește viața de destrăbălată, iubește, ca să spun așa,
să aibă control asupra situației, să știe că își poate manifesta, ca să spun așa, manipularea și jocul și teatrul și toate aceste lucruri cu voi, în voie, fără ca voi să vă treziți sau să vă dați seama despre ce este vorba. Ok, dar judecata vine și face o claritate pentru voi aici. Pentru că sunt niște lucruri ascunse de care voi nu știți. Ok? Lucrurile astea sunt ascunse de foarte mult timp. Pentru unii dintre voi chiar poate vreți să faceți o călătorie către această persoană și călătoria asta o faceți în speranța de a vă împăca cu persoana asta. Văd bilet de avion sau de autocar, ori un bilet de tren, o călătorie care vreți să o faceți pentru a-i răspunde cu aceeași monedă acestei persoane. Pentru că văd că voi cumva, după claritatea asta, veți sesiza că persoana asta dădea atenție și altor persoane sau cu banii de la voi, ca să spun așa, împărțea altor persoane. Poate fi o persoană care este căsătorită chiar. Dar ideea este aici că mulți dintre voi ați făcut foarte multe cadouri acestei persoane sau viceversa, luați energia. Iar cineva aici nu face decât să se joace cu voi. La baza etalării avem, dacă voi plecați și alegeți să plecați, veți avea o victorie. Victoria este sănătatea voastră pe care o veți recupera. Liniștea și pacea voastră sufletească. În urmă este povara asta. În urmă este responsabilitatea pe care ați scărat-o în spate pentru această persoană. Că este din familie, că este din orice. Este o persoană care nu face decât să vă irosească timpul și banii. Persoana asta v-a jignit de foarte multe ori. Și a făcut-o fără scrupule. Persoana asta v-a mințit de foarte multe ori, dorind să vă facă rău intenționat. Voi sunteți niște persoane stabile. Voi sunteți responsabili și munciți pentru ce aveți. Însă aici vine justiția și face dreptate. Pentru că dragostea asta, dacă voi o purtați acestui om, va muri. Se transformă în indiferență. Pentru că a purtat foarte multă dragoste cuiva care n-a făcut decât să se joace cu ea, iar acum voi, trezindu-vă, aveți parte de o transformare. Poate chiar unii dintre voi veți face o ofertă cuiva de împăcare, văd tot insistent zodia asta de apă, dar nu neapărat poate fi orice zodie, iar persoana asta nu face decât să vorbească în dodi, să vă evite, să nu vă lămurească cu nimic și vă ține numai într-o incertitudine. Iar voi, dacă plecați și lăsați în urmă această persoană, nu veți avea decât o victorie. Pentru că voi, în ce stare și stadiu stați acum, este îmbolnăvitor pentru voi. Dacă este vorba despre locul de muncă, eu văd aici o situație în care aveți o dușmancă foarte mare la locul de muncă. Ok? Dacă lucrați într-o firmă sau... Ideea este că orice ar fi cineva și vreau să văd cine este acest cineva, cățelul, vă este un prieten sau o prietenă loială aici? Cățelul. Poate fi o a treia persoană, poate fi din... Leu chiar, văd, vărsător, berbec, săgetător, persoana asta vă deschide ochii când vine vorba despre persoana voastră din trecut sau de care v-ați despărțit sau cu care vă tot confruntați. Este ca o ghidare divină ce vine din partea acestei persoane ca voi să vă treziți și să lăsați în urmă această situație și să o luați de la zero. Cineva... Ori voi vă sacrificați foarte mult la un loc de muncă pentru a întreține pe cineva și sunteți în afară, lucrați în afară sau pur și simplu unde ați fi, vă sacrificați pentru a ține binele cuiva care nu face decât să vă folosească, o femeie și un bărbat, ok? Iar cineva aici încearcă să vă deschidă ochii, a lăsat totul în urmă
să decideți voi pentru voi ce este mai bine, să vă întoarceți acasă sau să renunțați la locuința respectivă unde stați și unde vă consumați energia, pentru că nu faceți decât să vă îmbolnăviți emoțional, psihic, fizic. Aveți grijă că sunteți la o cumpănă. Pentru cei care sunteți în situația asta, mare grijă la sănătatea voastră. E o cumpănă aici. E o cumpănă dacă nu vă opriți și nu luați aminte, pauză și să reușiți să treceți peste. Ok, sau să decideți să plecați din locul respectiv. Atât am avut pentru cei din Zodia Rac, pentru perioada 1-17 octombrie 2020. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.